Bună ziua, domnule Adrian Dobre, candidat PNL la primăria Ploieștiului. Bine ați venit în studioul nostru la PSN News, prima dată, nu? Mulțumesc pentru invitație și bună ziua. Aveți o primărie destul de grea pe care v-ați propus să o câștigați acolo, aproape de București, un loc pe lângă care, măcar pe centură, noi bucureștenii trecem destul de des. Dar chiar și vizual se vede că e loc de mai bine. Se mai pot face multe lucruri în Ploiești. Mă contraziceți? Nu pot să vă contrazic. Într-adevăr, Ploieștiul merită mult mai mult. Sunt foarte multe lucruri absolut necesare pentru Ploiești, pentru ploieșteni. De exemplu, noi am avut în mandatul 2008-2012, atunci când Andrei Volosevici era primar, foarte multe proiecte pentru ploieșteni. Din păcate, din aceste proiecte au fost 14 proiecte pe fonduri europene. Din aceste proiecte, decât 3 au fost realizate, duse la final până la data de 31 decembrie, data la care ele trebuiau închise, și 11 dintre ele sunt în continuare în derulare, sunt în continuare pe bugetul Consiliului Local, ceea ce este foarte grav, pentru că cu acei bani se puteau face alte lucruri, și nu vorbim de sume mici, ci vorbim de aproape 15 milioane de euro pe care cetățenii de fapt și de drept îi suportă. Iar ceea ce privește Ploieștiul, într-adevăr, are nevoie pe de o parte de un spital nou, are nevoie pe de altă parte de ceea ce înseamnă cultură, spații verzi, trebuie continuat un proiect pe care noi l-am avut în mandatul 2008-2012 de anvelopare termică și sunt lucruri pe care eu doresc să le prind în continuare în program, cu care vreau să vin în fața ploieștenilor și să-l prezint în campania electorală. 15 milioane de euro pe spatele bugetului prin proiecte europene nerealizate, mi se pare o sumă foarte mare. Da, este o sumă Cât colosală. Cât de mare este bugetul Ploieștiului? În ceea ce privește investițiile, bugetul Ploieștiului, într-o situație de colectare bună, este în jur de 100 de milioane de lei. Deci în jur de 18 milioane de euro. Adică bugetul pe aproape un an este arbunit pentru aceste proiecte pe care puteam pur și simplu să facem pe banii europeni. Ce s-a întâmplat de fapt? Am avut o administrație care a venit în cascadă și care nu a privit cu foarte multă atenție situația proiectelor pe fonduri europene. La finalizarea, la finalul mandatului lui Andrei Volosevici, aceste proiecte erau toate puse pe masa Consiliului Local. O parte din ele chiar aveau și contract de finanțare. Dar din păcate, în acești 3 ani jumate, aproape 4 ani de zile, administrația care este acum PSD-ALDE la nivelul municipiului Ploiești nu a reușit să le ducă la bun sfârșit. Chiar a existat la finele anului 2015, cam prin luna octombrie, o adresă venită din partea ADR Sud-Muntenia, în care atrăgea atenția asupra acestei situații și solicita o analiză foarte clară să se vadă ce proiecte pot fi finalizate, ce proiecte nu pot fi finalizate, și de asemenea găsirea unor soluții care să fie prinse în bugetul Consiliului Local pentru a avea banii necesari de finalizarea acestor proiecte până la acel termen amânat de 30 iunie, dar ce-i drept pe banul bugetului local. Din păcate, încă o dată, conducerea PSD-ALDE de la nivelul municipiului Ploiești nu a privit cu interes această solicitare. Într-un târziu și-au dat seama că nu au sursele necesare de finanțare, pentru că, vă spuneam, 18 milioane de euro bugetul de investiții nu e pe toți la începutul anului. Ei se adună pe măsură ce banii se colectează în cadrul bugetului. Și atunci a fost nevoie, și aici a fost chiar inițiativa Partidului Național Liberal, să accesăm un credit ca să putem să deblocăm situația. Pentru că ne trezeam în a doua jumătate a anului că nu mai avem bani de cheltuieli curente pentru primărie. Și când vorbesc de cheltuieli curente, vorbesc de salarii, vorbesc de ceea ce înseamnă transport public, vorbim de iluminat, de salubritate, de reparații, reparații școli, reparații străzi și așa mai departe. Nu și-au dat interesul nici în acel moment, nici până în momentul de față, de fapt, acest credit nu este luat și s-ar putea să ne trezim cu un colaps financiar începând cu a doua jumătate a anului. Din păcate, cam asta este administrația pe care avem acum la nivelul Ploieștiului, și în loc să avem 14 proiecte finalizate și toate proiecte necesare, vorbim de linii de tramvai care trebuiau finalizate și nu s-au finalizat în totalitate, un parc care este unul dintre cele mai mari parcuri din sud-estul Europei,
Parcul Municipal Vest. Vorbim de o supra-traversare absolut necesară pentru fluidizarea traficului în zona de vest și legătura, cum spuneți și dumneavoastră, cu centura de vest a Ploieștiului, și care, din păcate, acest proiect s-ar putea să nu fie finalizat nici măcar la termenul de 30 iunie și s-ar putea să ne trezim cu sume de bani pe care trebuie să le returnăm Comisiei Europene, pentru că dacă noi nu terminăm în termenul de 30 iunie și banii pe care am primit de la Comisia Europeană va trebui să-i dăm înapoi, iar acest proiect cu siguranță nu va fi finalizat, așa cum au declarat-o inclusiv cei care se află în conducerea primăriei municipiului Ploiești, hipodrom și de asemenea cămin de bătrâni, un centru de afaceri, un centru de excelență pentru afaceri. Deci au fost foarte multe proiecte de interes pentru ploieștean, dar pe care, din păcate, oamenii aceștia nu știu să-l gestioneze. Sper să nu mă înșele memoria, dar în ultimii 4 ani Ploieștiul a avut 3 primari, toți cercetați penal pentru fapte de corupție. Mai mult sau mai puțin probleme. Cercetați penal, este o tripletă nu fericită pentru Ploiești. E un blestem asta, ce se întâmplă? Da, este o tripletă nefericită pentru Ploiești. Primul primar, după începând cu 2012, a fost Iulian Bădescu. Da? Care a ajuns primar pe niște promisiuni și minciuni extraordinare, a venit în fața ploieștenilor și a spus că dă pensie municipală, 200 de lei pentru fiecare pensionar, chiar au dat niște taloane de pensie, deci este incredibil până unde au ajuns cu această minciună, și care erau semnate inclusiv de Iulian Bădescu, cât și de Mircea Cosma, actualul președinte al Consiliului Județean, în urma unor dosare pe care domnul Bădescu și pe care le are în momentul de față, a renunțat la și a dat demisia. Următorul din această tripletă a fost domnul Iulian Teodorescu. Este reprezentantul ALDE, era viceprimar, a ajuns la funcția de viceprimar cu atribuții de primar. El a fost susținut de fosta și ministru al mediului, doamna Grațiela Gavrilescu, și ea fiind președintele ALDE în momentul respectiv și în momentul de față. El este cel care, din păcate, a ratat aceste proiecte pe fonduri europene. A fost perioada cea mai importantă de realizare a acestor proiecte. Mi-aduc aminte, erau niște discuții în spațiu, să spunem, public, în care se spuneau că domnului Iulian Teodorescu era frică să gestioneze aceste proiecte. Nu înțeleg de ce și-a asumat această funcție și de ce doamna Grațiela Gavrilescu l-a susținut. Iar ultimul din această tripletă nefericită pentru Ploiești este domnul Gane. Este susținut de PSD, este președintele PSD-ului pe Ploiești. La fel, este viceprimar cu atribuții de primar. Formulă, da, cred că inedită, și care, de fapt și de drept, este un om de fațadă, este o marionetă, în spatele domniei sale aflându-se domnul Cosma, Mircea Cosma, dar și domnul Vlad Cosma, domnul deputat, despre care toată lumea știe câte probleme în justiție are. Cam asta este, din păcate, istoria ultimilor 4 ani la primăria municipiului Ploiești. Aveți o campanie și aveți paralel și o relație, din câte știu eu, bună cu fostul primar, cu domnul Voloseviț, tot ați amintit numele său. Credeți că acest lucru, alăturarea celor două elemente de care am vorbit, ar putea fi o rețetă de succes pentru noastră, pentru câștigarea primăriei? Domnul Andrei Voloseviț, în opinia mea și nu numai în opinia mea, în opinia multora, în opinia, cred că, a marii majorități a ploieștenilor, a avut cel mai bun mandat pe care l-a, de primar pe care l-a avut Ploieștiul în ultimii 25 de ani. S-au realizat foarte multe proiecte de interes pentru ploieșteni. A avut foarte multă muncă pentru că au fost foarte multe cartiere readuse la lumină, dacă aș putea spune, cu infrastructură, apă, canalizare, asfaltare și așa mai departe. Oameni care în viața lor nu mai credeau că vor vedea asfaltul, au avut această plăcută surpriză de a avea pe Andrei Voloseviș primar și le-a dovedit că ceea ce a promis în campanie a și făcut. Tot în mandatul dânsului, domniei sale, s-a realizat și stadionul Petrolul,
care este unul dintre cele mai frumoase stadioane la nivelul țării, vorbind de Național Arena, vorbind de Cluj Arena, vorbind de stadionul de la Ploiești, cele mai frumoase stadioane. Și bineînțeles, foarte multe alte lucruri. Curățenia era cu totul și cu totul alta. Lumea avea unde să se recreeze. A adus festivalul de jazz în Ploiești, a adus festivalul de film în Ploiești. Odată cu festivalul de film, mi-aduc aminte că a fost și concertul lui Goran Bregovici. Toți ploieștinii s-au mândrit cu lucrul acesta. Andrei Volosevici a avut o paletă întreagă de lucruri pe care le-a făcut pentru ploieșteni și a rămas în memoria ploieșteanului ca omul care a scos acest oraș din acea sintagmă de oraș muncitoresc. Acum domnia sa se află alături de mine în această campanie, împreună cu el și cu echipa de la nivelul municipiului Ploiești, cu echipa Partidului Național Liberal, am construit și programul, mergem în campanie și susținerea este totală și da, într-adevăr, este cheia succesului acestei campanii. Să vă rog să facem și o scurtă radiografie a contracandidaților noastre, atât cât se percepe la nivelul Partidului Național Liberal. Și aș vrea în primul rând să vorbim despre doamna Graciela Gavrilescu, candidatul ALDE. Nu degeaba vă întreb lucrul acesta, pentru că foarte recent prezent alături de noi a fost Călin Popescu-Tăricianu, copreședintele ALDE, și întrebat despre o primărie pe care dânsul crede că partidul său o poate câștiga, a fost prima pe care a nominalizat-o. A spus că acolo crede că are cele mai mari șanse candidatul ALDE. Cum se vede acest lucru prin prisma noastră și a staffului de campanie? Doamna Graciela Gavrilescu, doamna deputat și fost ministru al mediului, din păcate, până a intrat în această campanie electorală, n-a fost deloc implicată în viața Ploieștiului și n-a sprijinit Ploieștiul cu anumite proiecte. Ba mai mult decât atât, domnia sa este foarte apropiată de Cosma, de domnul președinte al Consiliului Județean, pentru că, așa cum am văzut și în presă, au fost foarte multe articole, au fost foarte multe investigații jurnalistice care spun că în jurul dânsei sunt foarte multe firme care au contracte cu Consiliul Județean, pe Spitalul Județean, unde sunt foarte multe alte probleme de rezolvat și nu neapărat construirea unor sedii administrative. Și dânsa fiind astfel abonată la banul public, alături de domnul Cosma. În ceea ce privește lucrurile pe care ar fi putut să le facă pentru Ploiești, erau câteva proiecte foarte importante. Pe mandatul dânsei, domnului sale, s-a derulat un program de reducere a amprentei de carbon la mijloacele de transport în Ploiești. Din păcate, acest program n-a fost dus până la bun sfârșit. Suma pentru acest proiect era de 5 milioane de euro pentru 50 de autobuze. Din păcate, în momentul de față, doar pentru 3 autobuze s-a făcut această modificare și două dintre ele se află în Italia pentru niște reparații. Al treilea autobuz se află în garajul celor care asigură, societății care asigură transportul public în Ploiești, firma TC, pentru că nu peste mult timp nu va mai putea circula pe străzile Ploieștiului din cauza faptului că nu are toate avizele de la RAR. Deci cam asta este situația acestui proiect. Acest proiect trebuia să se deruleze pe unul din mandatele triplete de care vorbeam mai devreme și mă refer aici la domnul Iulian Teodorescu, dar așa cum n-a reușit să implementeze la bun sfârșit proiectele pe fonduri europene, nici aici nu a reușit să finalizeze acest program, care era foarte important. Suma este colosal de mare pentru un singur autobuz, aproape 100.000 de euro, ca să schimbi acel sistem, să reduci noxele pentru echipamentul respectiv, este foarte mult, în condițiile în care mi-aduc aminte că în mandatul lui Andrei Volosevici s-au cumpărat niște trolee care erau la nivel european, deci îndeplineau condițiile și aspectul era deosebit și care au fost în jur de 130.000 de euro, deci prin comparație, ca să vă dați seama cam cum stau lucrurile. Dar nici măcar așa nu a fost dus la bun sfârșit acest proiect.
O altă problemă pe care doamna Grațiela Gavrilescu o are este cea legată de un proiect care a fost foarte important pentru Ploiești și care, din păcate, în momentul de față este stopat și care, într-o mare măsură, ținea de domeniul în care dânsa, domnia sa a fost ministru, este stația de epurare a Ploieștiului, care până în anul 2012 a ajuns undeva la un stadiu de 85% finalizare. În 2013, nemai găsindu-se surse de finanțare, iar aici n-am înțeles de ce, pentru că cel care se afla la primăria, la conducerea primăriei era PSD, cel care se afla la conducerea Consiliului Județean era PSD și guvernul era PSD, n-am mai găsit surse de finanțare. În 2013 a fost acea ordonanță 28, prin care s-a preluat acest proiect, care a fost chiar la Ministerul Mediului, s-a preluat de către Ministerul Dezvoltării, dar cumva, pe drum, s-a pierdut finanțarea. Deci nu s-a finanțat. Proiectul s-a blocat, echipamentele care au fost montate până în momentul respectiv au început să se deterioreze. Există chiar o adresă din partea Ministerului Dezvoltării în care spune că președintele Consiliului Județean nu a considerat că acest proiect pentru Ploiești este o prioritate și nu l-a prins în acel program național de dezvoltare locală, neavând finanțare. Și ulterior, în 2014, există o adresă din partea primăriei prin care se solicită oprirea acestui program. Acest program va aduce foarte mari prejudicii și de aici nu înțeleg lipsa de implicare a doamnei Grațiela Gavrilescu pentru acest proiect, pentru că noi trebuie să respectăm niște norme și niște condiții europene, iar dacă nu le vom respecta într-un timp foarte scurt, vom fi penalizați zilnic cu sume importante de bani, pentru că astea sunt regulile care noi trebuie să le respectăm. Din păcate, această lipsă de interes până în momentul în care doamna Grațiela Gavrilescu a intrat în campanie și faptul că este foarte interesată acum de viața ploieșteanului mi se pare de o ipocrizie fără limite. Pot fi spuse foarte multe lucruri, iar această asociere, doamna Grațiela Gavrilescu cu domnul Cosma, care, v-am spus, conform articolelor din presă, este extrem de evidentă și abonată la banul public, din păcate nu cred că va face din domnia sa un candidat credibil pentru Ploiești. Înțeles. Acum, pe finalul interviului nostru, de obicei fac un joc de imaginație și dau candidatului următoarea problemă. Aveți un singur proiect, ați ajuns primar, care este primul de care vă apucați? Pentru noastră, fiind prima oară la noi în studio, să fac grabat și o să vă spun, spuneți-ne două proiecte de suflet pe care în momentul în care ați ajunge primar le-ați pune și față de care vă angajați, da, că le veți termina. Una din principalele probleme ale Ploieștiului și nu numai ale Ploieștiului, ci și ale județului este situația sănătății. Avem spitale care sunt insalubre, avem spitale care nu au spațiile necesare pentru a se desfășura un act medical așa cum trebuie. De foarte multe ori se aduc atingeri chiar și medicilor, chiar și cadrelor medicale, celor tocarde medicale, dar nu ei sunt vinovați. Atât timp cât n-ai unde să-și desfășuri activitatea, atât timp cât n-ai unde să n-ai echipamentele necesare ca să poți să faci un act medical de calitate, nu cred că poți să arunci vina pe cadrele medicale. Alături de echipa pe care o am și alături de noi au venit și o serie de specialiști, am construit un proiect pentru a implementa un spital în municipiul Ploiești. Noi avem în subordinea Consiliului Local Spitalul Municipal și Spitalul de Pediatrie. Aceste două spitale trebuia să aduse într-o singură locație, realizat un spital care să se intituleze Spitalul Municipal de Urgență, chiar dacă există și Spitalul Județean de Urgență, dar pentru că este o zonă urbană foarte aglomerată, avem nevoie de două zone de urgență pentru a degreva și Spitalul Județean, care este extrem de aglomerat. Dar lucrurile acestea se fac pe niște pași. Se fac începând cu un studiu. Noi în săptămâna viitoare vom depune prin consilierii locali ai Partidului Național Liberal vom depune un proiect de hotărâre prin care dorim realizarea acestui studiu cu care trebuie să înceapă acest proiect.
în care să analizăm cu specialiști ce număr de paturi trebuie să avem, ce secții trebuie să avem, fiecare secție cum trebuie dimensionată, fluxurile necesare, poate și vis-a-vis de amplasare, dacă să fie sau să nu fie spital de, și care să aibă și această unitate de urgență. De ce vrem un spital nou? Un spital nou înseamnă fluxuri noi, înseamnă o altă calitate a actului medical care se poate realiza într-un spital nou, dar cel mai important lucru pentru un spital nou este că după realizarea proiectului, costurile ulterioare sunt cu mult mai mici decât costurile într-un spital vechi, fără fluxuri normale și unde oricum trebuie să făcute reparații. De ce un singur spital din două? Pentru că foarte multă lume mă întreabă lucrul acesta. Pentru că având o bază comună, echipamente performante, putem utiliza același echipament pentru ambele spitale. Da? În ceea ce privește finanțarea, că și aici v-am spus de dezastru care există în bugetul local în momentul de față, trebuie să spun foarte clar că în ceea ce privește bugetul municipiului Ploiești nu se finalizează la 2016, este și 2017 și 2018 și așa mai departe. Un astfel de spital, în opinia noastră, dar o să demonstreze acest lucru inclusiv în studiul respectiv, nu va depăși probabil suma de 40 de milioane de euro, având în vedere că sunt spitale de talia pe care noi vrem să implementăm în Ploiești, care s-au realizat și care în jurul acestei sume au fost executate. 40 de milioane de euro în condițiile în care primăria poate să vină cam cu 70% din finanțare, asta ar însemna o derulare multianuală de 4 ani de zile, cam 7 milioane de euro pe an. Apoi Consiliul Județean trebuie să vină în parteneriat, pentru că degrevesc pe de o parte Spitalul Județean și pe de altă parte și ploieștenii fac parte din județul Prahova. Și apoi Ministerul Sănătății, care pe partea de echipamente și bineînțeles cu investiții în infrastructura spitalicească poate să vină de asemenea cu fonduri pentru realizarea spitalului. Și atenție, nu vrem să facem spitalul pe un alt împrumut, așa cum susțin alții. Un alt proiect la care țin foarte mult este cel legat de transport, de îmbunătățirea calității transportului public în Ploiești. Am avut aceste proiecte de reabilitare a liniilor de tramvai pe fonduri europene, dar cum am spus, din păcate, cam 30% au fost suportate din bugetul Consiliului Local, ceea ce este o mare problemă. În schimb, cei din conducerea actuală a primăriei Ploiești, al de PSD, nu s-au gândit și la îmbunătățirea calității materialului rulant care să funcționeze pe aceste linii de tramvai. În urma brainstorming-ului pe care noi l-am făcut în cadrul acestei echipe din PNL de la municipiul Ploiești, am identificat posibilitatea ca municipiul Ploiești să intre într-un proiect, un cluster, care pe fonduri Juncker, în acel sistem Smart City, să participe alături de o societate la partea de cercetare, la partea de realizarea proiectului și partea de implementare, care înseamnă de fapt de drept aducerea tramvailor în Ploiești. De fapt despre asta vorbim. Este un proiect care se ridică în jurul a sumei de 30 de milioane de euro, dar fondurile, v-am spus, în mare lor majoritate vin din acest fond Juncker. Cercetarea se va face, este necesară pentru a realiza acele tramvaie care să fie specifice Ploieștiului, pentru că există niște particularități. Tramvaiul circulă pe niște drumuri destul de înguste în anumite porțiuni, cu curbe destul de întortocheate și atunci trebuie făcută această cercetare, bineînțeles, realizarea lor și implementarea și studiul de și managementul ulterior, managementul integrat pentru a avea un trafic normal în municipiul Ploiești. Tot pe partea aceasta de transport țin foarte mult la dezvoltarea actualei societăți de transport a municipiului Ploiești, care este în subordinea Consiliului Local. Dorim să intrăm în parteneriat cu Consiliul Județean pentru a obține acele licențe de transport necesare scoaterii societății și scoaterii din Ploiești în afara Ploieștiului, în localitățile limitrofe, cu parteneriate cu localitățile din jur, pe ceea ce se cheamă zona metropolitană, fără a intra în zona de buget autorităților publice respective,
și astfel dezvoltăm și societatea cu venituri mult mai mari în condițiile acestea și, bineînțeles, cu un transport mult mai sigur pentru cetățeni și de calitate. Am acestea să spun că ar fi cele două proiecte importante, iar dacă mai doriți pot să vă enumăr că doresc să continui ceea ce a început Andrei Volosevici cu anveloparea termică și există fonduri pentru așa ceva, cu ceea ce înseamnă cultura, să scoatem o dată pentru totdeauna acest stigmat al Ploieștiului de oraș muncitoresc, sportul, iar este o zonă foarte importantă pentru ploieșteni, Ploiești a dat foarte multe nume sportului național și care au avut rezultate extraordinare la nivel mondial și olimpic. Și bineînțeles, mai sunt micile proiecte de cartier, fiecare cartier are lucrurile specifice, da? Și lucrurile de amănunt, care sunt foarte importante. Spațiile verzi, modul cum arată un parc, curățenia din oraș și iluminatul pe timp de iarnă, acel iluminat ornamental, care aduc bucurie ploieșteanului. Cultura, v-am spus, iar o zonă foarte importantă, trebuie readus. Iar festivalul de film, care a fost șters din buget, nu înțeleg de ce, readus festivalul de jazz, realizată o sală și să avem o sală, dar din păcate nu este adecvată în momentul de față, nu, a rămas o sală comunistă, că așa a fost sala de cultura sindicatelor, care trebuie renovată, care poate fi făcută astfel încât să avem festivaluri la nivel național și nu numai, și festivități în cadrul acestei săli. Deci sunt lucruri care se pot face cu o cheltuire foarte atentă a banului public. O altă dorință a mea este aceea de a avea o transparență deosebită a modului cum se cheltuiește banul public. Avem exemple, nu trebuie să inventăm roata. Avem domnul primar de la Oradea, care a implementat un astfel de sistem și care funcționează foarte bine. Important este să te duci, să înveți de la cei care au făcut și apoi să-i aplici în localitatea în care... Mare domnule, vă doresc succes cu aceste proiecte și, până la urmă, cu lupta electorală, care se pare că nu este una ușoară, dar nimic nu e ușor și vă mai așteptăm cu drag alături de noi pentru alte discuții la PS News. Eu vă mulțumesc mult și voi veni cu plăcere la dumneavoastră în emisiune.